Ora 10, bun găsit! Începem cu ultimele informații din județul Harghita, pentru că vedem că acolo a avut loc o tragedie. Un tânăr a murit și alte trei fete se află în stare gravă. Iar în aceste momente știm că dosarul în cazul anchetei de la internatul din Harghita a fost preluat de parchetul judecătoriei Odorheiul Secuiesc. Se fac cercetări în rem pentru ucidere și vătămare corporală din curpă, iar audierile au început încă de seara trecută. Cercetarea la fața locului este îngreunată de faptul că este un risc major în continuare să se mai prăbușească și alți pereți din acea clădire. Și Ligia Deca a anunțat încă de aseară că a trimis o echipă din cadrul Ministerului Educației să facă cercetări și verificări la fața locului, potrivit ultimului bilanț al dezastrului. Așa cum spuneam, un băiat a murit, iar alte trei persoane au fost rănite grav după ce peretele internatului în care locuiau s-a prăbușit. Discutăm în cele ce urmează cu domnul Peter Șandor, prefect al județului Harghita, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule prefect! Bună ziua! Care sunt ultimele date, domnule prefect, de acolo, de la locul tragediei, în contextul în care am văzut ce s-a întâmplat aseară? Un perete al internatului s-a prăbușit, un tânăr de mai puțin de 18 ani și-a pierdut viața, alte două persoane sunt în stare gravă la spital. Pe de o parte, își fac treaba organele de cercetare penală. Pe de altă parte, am avut în această dimineață o ședință operativă cu instituțiile care pot să se implice pe calea administrativă, cu trei deziderate majore. Unu, să verificăm ceea ce se poate fi verificat din punct de vedere administrativ în legătură cu evenimentul groaznic produs ieri. Doi, probleme generale de siguranță în școli. Și trei, ajutorarea celor indicați. Bun, domnule prefect, știți cumva, poate ați luat legătura cu firma de construcții din acea zonă, ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns în această situație, în contextul în care înțelegem că aveau loc niște lucrări chiar lângă clădirea internatului? Informația privind lucrări lângă clădire este corectă, dar legătura cu firma au luat-o organele de anchetă. Bun, în momentul în care... Prefectul județului își desfășoară activitatea în competențele legale. Bun, în momentul în care acele lucrări au fost demarate acolo, în primul rând, cine a autorizat acele lucrări și care era scopul acestora? Există autorizație de construire. Din câte știu eu, erau vizate împrejmuirea, drenajul și respectiv lucrări de izolare ale fundației. Acest internat, această clădire este o clădire extrem de veche, dacă nu mă înșel. Întrebarea este dacă s-au luat toate măsurile de securitate și de siguranță pentru cei care se aflau în cadrul internatului și dacă erau toate autorizațiile în regulă în cadrul acelui internat. Din datele deținute până acum, clădirea nu a suportat modificări, deci nu era supusă autorizării din punct de vedere al inspectoratului pentru situații în urgență, Pe celelalte componente, inspectoratul școlar, primăria respectiv proprietarul clădirii pot să ofere detalii. Dar în opinia dumneavoastră, domnule prefect, cum era posibil ca în acea clădire extrem de veche, care vedem că până la urmă era și foarte fragilă din cauza vechimii pe care o are, nu s-au făcut lucrări de consolidare acolo, cum era posibil să stea acei elevi în acel spațiu? Stimată doamnă, aceasta este o întrebare pentru specialiști. Eu o să mă feresc să dau o opinie personală.
pentru că nu vreau să vă par ceea ce nu sunt, un specialist în construcții sau altceva. Nu sunteți specialist în construcții, domnule prefect, însă cu siguranță sunteți autoritate locală și vedem dezastrul care a avut loc acolo. Întrebarea este până la urmă dacă cei din cadrul internatului, inspectoratul școlar, aveau toate avizele pentru ca acea clădire să fie în continuare locuită. Din datele pe care le dețin, existau aceste avize, dar, repet, trebuie să se pronunțe specialiștii asupra cauzelor evenimentului. Ați reușit să stați de vorbă cu părinții victimelor? Nu. Am încercat să ne urmărim atribuțiile, să fim de față și să ajutăm la salvare, după care am demarat acele lucruri care sunt de competența noastră. Și v-am spus despre ce am discutat. Vă mulțumesc tare mult, domnule prefect, pentru intervenția.